Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu tu, grăsuța. Ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Sper că faceți bine. Mă uitam să văd ce felicitări au ăștia aici. A special invitation, party time, fun, baptize. Oh, ce drăguță e asta. Invitation to my baptize. Super cute. Ia să vedem noi ce avem la genți. Dacă e ceva. Ce cute e asta. Ce firmă e. Nu e nicio firmă, dar uite dacă cât e de drăguță. Nu știu dacă se vede. Cute. Nu știu dacă aș purta-o, dar e drăguță. Mai avem una aici. Eu de obicei tind să las gențile drăguțe și să iau numai purcării, sincer, câteodată. Oh, ce fain e și asta. $3.99. Uitați că vă pun aici să o vedeți. Ia uite. Mă mai gândesc dacă am să o iau sau nu. Created for Macy. Rucsac, ce geantă e asta? No brand, dar e din piele. Interesantă și asta. Avem una vintage-ish. Pe că fac numai bele aici. Ua! Da. Ce faină cămășuța asta. Drăguță. Mamă, câtea pisici. Și astea sunt faine. $7, nu pentru $7, nu sunt faine. Ia să vedem ce sunt astea. Ceramics. $5.99, bă, ce au ăștia, bă? Ce drăguțe. Joseph Original, $3.99. Asta trebuie să le caut. Și astea sunt drăguțe. $1.99. Ce zice aici? Patma Ceramics. Da, mă trebuie să le caut și pe astea. Cam multe trebuie să le caut. Mai văzut ceva aici. Da, din păcate astea sunt de alea ieftinica, dar am să le caut, pentru că văd că sunt multe și de ce nu. Astea sunt drăguțe, dar nu știu ce să fac. În data viitoare. Cred că am văzut aici o găleată. Orice am vândut două găleți de astea. Aquaman and the Lux of Kingdom. $3.99. O să o caut și pe asta. Ce drăguț e ăsta. Uite-o leocul la el. Și dacă nu mă înșel, e Fenton. O să-l caut. Mai trebuie să văd dacă are ceva la degețel, n-are nimic. Bă, cineva și-a donat toată colecția de pisici, să mor dacă nu. Văd foarte multe pisici. Ia să vedem. Cookies. E o pușculiță făcută în Japonia. Ce drăguță e. Nu știu dacă vedeți în partea asta sus. Ce fain e și asta.
suport pentru lumânare. $2.99. Așa. Ia uite, mama, m-au făcut ăștia. Calitatea asta e foarte bună. $11. O să o caut să văd ce e cu ea. Până atunci ne mai uităm la pisicuțe, că vă multe pisicuțe pe aici. Făcut în Taiwan. House of Clover. $3.99, deci așa de scumpă. Uite, mai este una, $1.99. Cât e cute-s. Asta îmi place mult. $3.99. Ce frumoase și astea. Dar numai că nu au... nu au... Zic. Nu scrie nimic pe spatele lor. Uite, nici la asta. Stai că este o farfurie aici. $4.99. Ce faină e farfuria. Că am văzut o pisicuță. I love my pussy. Bon China. Astea nu se vând cu foarte mult, de asta nici nu mă prea ating de ele. Johnson Brothers. Cute. Și asta e drăguță. Sună alarma. A încercat să iasă pe unde nu trebuie. Ia să mai vedem. Nu mai văd nimic aici. Ia să vedem în partea asta, la altă. Și aici au multe chestii mititele. Aici odată am găsit niște sirene. Am dat pe ele, dacă nu mă înșel, $1.49. V-am zis asta de 1000 de ori, dar vă mai zic de fiecare dată când trec prin zona asta. $1.49 și s-a vândut cu 149. Câte astea din cristal, sunt pentru sare. Ua! Că am dat ceva jos. Ok. Continuăm. Am văzut o sticlă. Ia să vedem ce fel de sticlă e. La la. E grea, îmi place și e semnată. Mamă, dar nu văd ce scrie aici. Rom ceva. Faină. Mă trebuie să o... ce prostie eram să fac. Eram să o sparg. Că o puneam acolo și cădea prin gaură pe acolo. Ia uite ce faine-s paharele astea. USA Encore. Și asta e fain. Să mai vedem. Mă așteptăm la mai multe pisici. Asta e făcută în China. Ce fain e și asta. $3.99. Mă, sper că vedeți bine. Astăzi este... Ce este astăzi? Vineri. Astăzi este vineri. Oferta care este la magazin. Oferta care este la magazin
E 25% reducere. Ceea ce e bine, nu e, oh my god. Ce frumos e și asta. Da, cred că nu e semnată, iar farfuriile astea de obicei nu trec de 10, 15, 20 de dolari. Așa că nu prea ne batem noi capul cu ele. Ție drăguță e și ăsta. Aceeași firmă care nu e semnat. Asta a fost un butic drăguț. Ia să ne vedem dacă mai e ceva drăguț pe aici. Le sper din tot sufletul să se vadă. Pățesc cum am pățit ieri. Am avut impresia că nu s-a filmat bine, dar de fapt s-a filmat bine. Văd aici niște set de farfurii. Sakura table, paper flowers. Făcute în China. No, atunci te lăsăm pentru altcineva să te ia acasă. Wow, uite mult! Vrei cineva un nou? Cât de faine sunt! Ce preț e? $6.99. Cute! Tot felul de lucruri ascunse pe aici. Da, hai să vedem. Mamă, câtă gălăgie. Astea sunt pentru prăjituri, forme pentru prăjituri, $1.49. Hello! Thank you. How are you? Good. How are you? I am good. It's good to see you. Oh my gosh, your hair is long now. You look good. Thank you. It's so good to see you. Thank you. Are you guys staying for a while? Yeah. Oh, cute. Hai să vedem ce mai găsim aici. Stai că-mi sună telefonul. Cred că e mama. Dați două secunde. Ce faci? De ce nu răspunzi? Mor cu mama. Sunt în magazin. Nu am net. Gata. Hai să vedem, să vedem ce mai găsim. Mama, ce vrei, mă, mamă, mă, ce vrei, mă, mamă? Mă certe, maică, mă, tot timpul zice, cât se mai duci la magazine, cât mai cumperi, cât se bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Aici mă uit de obicei după Bad Bambo, dar nu găsesc. Pă, mâine. Mâine o să vreau. Hello! How are you? Good, how are you? I'm good. That's good. Mâine trebuie să mă duc la Bath & Body Works. Muriți dacă vă zic. Deci muriți. Am primit... ce bluză, mă! Ia uite, mă, ce cocheto! am primit așa. Un cupon care zice... Ce fain e și asta! Un cupon care zice... un produs gratis până la $16.99. Vreau să-mi iau niște body scrub-uri pentru că sunt foarte bune. Așa. Bine, dacă o să găsesc. Dacă o să găsesc de $16.99, că acum toate s-au scumpit și sunt mult mai mult de $16.99. După vreau să... mai am un cupon care zice...
un produs gratis de $10. După am un cupon care zice 20% reducere, după am un cupon care zice $10 reducere când cheltui 40. Și am impresia că pot să le folosesc pe toate. Bă, stai că am văzut o lampă într-o oglindă și după m-am uitat să văd unde e. Ia uite-o. Ia uite cât e de faină. Mie îmi plac astea care sunt nude. Cât e? $8.99. Am să o caut. Am să o caut că e foarte grea și foarte interesantă. E o problemă să vând astea, dar dacă e ceva foarte, foarte bun, mă risc. Și la $8.99 minus, mai văzut ceva fain, minus cât? 25%. Mamă, cât de fain e și asta, $8.99. Stați că vreau să vă pun undeva să o vedeți și voi aici. Ia uite. Deci vine așa și după aia vine așa. Cât de faină e. Ia uite. $8.99. Bine că cineva a încercat să facă ceva cu ea. Cât de tare e. $8.99. Faină rău de tot. Faină rău de tot. Da. Continuăm. Ce faină e asta de la pat. Wow. $100 costă. Mamă, câte faine tăblie asta de la pat. Și dulapul ăsta e fain. $100. Așa se deschide. Ce zice? You like fine furniture. Da. Faină, 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 faină. Ce e asta, o lampă? Cât e de drăguță. $3.99. Da. Uite, mai este una pentru pat. $59.99. Una de asta îmi trebuia și mie în România. Că eu nu aveam tăblie de asta la pat. Ia să vedem ce găsim. No, no, you're fine, you're fine. I'm gonna look at the toys too. Cine e asta? Ia uite-l. Ce față are. Not Berry Tales, Return to the Fair. Parcă l-aș căuta. Și doamna asta se uită la jucării. Deci nu știu câte jucării avem. Ce faină e asta. Cât de drăguță e asta. Cred că asta a cusut cineva. Dar am să o caut. Emmet. Jucării. Ia să vedem aici de desubt. Eu cred că vă bagă părul noi și asta de la... asta de la bluză. Păi, nu știu, stai să văd cum fac eu să vă arăt ce pantalon fancy-pensy am pe astăzi pe mine. Să de fapt pantalonii pe care i-am găsit ieri. Aia cu pisica și cu... Păi, ce jucării faine au ăștia.
Cred că dacă aș fi copil, aș fi nebunit cu second hand-urile. Serios, să vin aici să văd ce jucării găsesc. Sunt multe jucării drăguțe. Ia să-l iau pe ăsta. E The Rock. Și vom vedea dacă se vinde sau nu se vinde cu ceva. Ce mai avem aici? Am mai găsit eu la second hand-ul ăsta puzzle, noi nouțe, 19 cenți, că de obicei astea mici sunt între 28 și 19 cenți, minus 30% și le-am vândut 3 de alea, că le-am luat toate 3 la un loc. Uai, ce mare e ăsta! Din păcate era răpănos rău, cine l-a ținut, nu știu unde l-a ținut. Vreo 30 ceva de dolari, ceea ce e un fantastic preț. Mama, a luat doamna căruțul pe care l-am avut eu foarte, foarte prost. Lăsați-mi și mie un comentariu, vă rog, și spuneți-mi cum vedeți voi filmat cu camera asta. Dacă vă place, dacă nu vă place, cum vi se pare? E calitatea mai bună, vă filmez mai bine, vedeți mai bine produsele, nu vedeți? Vă rog să-mi scrieți ca să știu ce trebuie să fac. Trec înapoi la telefon sau continuăm așa? Ok, mai avem câteva chestii. După aia va trebui să mă apuc să caut toate produsele astea înainte de a le cumpăra. După aia o să vă arăt la sfârșit cu ce am rămas. Dar astăzi este vineri. Vă readuc aminte, vineri. 7 magazine, 7 oferte. Fort Jacobs. What? Cum adică Fort Jacobs? Asta seamănă cu o sticlă de la Marc Jacobs. Dar asta de ce zice Fort Jacobs? Number one, Coca-Cola, Starbucks, mult, $15.99, cred că a căutat, a fost căutat dacă are prețul ăsta de $15 la o jucărie. Ce e asta? A, e doar un tabloaș. Fortnite, pistol cu apă. Fortnite Shakers Super Soaker. Vine vara, poate cine știe, îl vrea cineva. Hai să vedem la ramele foto ce găsim. Footprints in the sand. Văd că ăsta cu Dixie tot aici a rămas. Da, nu ne interesează. Hai să vedem în partea asta, la alta. Da, nimic nou. Ok. De fapt, stai că mai am undeva unde să merg. În butic, nu v-am dus în butic să vedem ce e acolo. Bă, stai să vezi că... Mamă, ce m-am speriat, nu știam unde e camera. Mamă, săraca femeie, cum e îmbrăcată. Bine, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Ce avem aici? Pistoale. Original plastic stink. Ok. O să vedem. Jucării. Acum le-au unit astea. Nu le mai vând la bucată. Le pun în pungulițe. Și le vând. Dar nu e nimic interesant. $8. Se vinde cu $10. Deci dacă era mai ieftin $1 sau ceva, era bine.
Ce drăguță e asta! Stai că mai sunt. Jones New York Signature. Stai să vedem ce mai e pe aici. Nu, îmi place doar asta. Coin case bag, $1. Merge. $1. Hai să vedem ce găsim aici. How are you, Bella? Good, Bella. Cum stai, Bella? Ce faină sticla. Ce zice? I cannot be here. Use the wash only. Ia uite-l. Periejule. No, you guys still brand. Yeah, yeah, yeah. Oh, $60. Mult. Ia să vedem la parfumuri. Tot alea. Tot parfumurile alea scumpe. La genți. Nici la genți nu văd ceva. Văd niște cases cu Versace. Faină geanta aia de acolo. Dar dacă e acolo, înseamnă că e peste $30-40. Ia să vedem, să vedem, să vedem ce avem aici. Mi-a sărit asta în ochi. Ia uite. Ce zice Mikasa Star? 21,99. Da, foarte scumpă. Nu se merită. Mai vedem. Ia uite ce păpușică. Ce frumoasă e. Numai că dacă e acolo, înseamnă că au căutat-o. Și dacă au căutat-o, înseamnă că ce fain e asta, zici că e? Era, zici că e făcută în Italia, nu, e făcută în Italia, nu zici că e made in Italy. De obicei tot ce e aici la butic înseamnă că le-a căutat. Că le-au căutat și au pus prețul care au văzut că se vinde online. Așa că, 8 bucăți, ia uite-le. Coastal Brazil, 26,99. Uai, ce faine și paharele alea. Federal Glass Pop Art, $40. Du-te în ceapa mătii. Cu $40 ai tăi. Băi, înțeleg că vor să facă și ei bani, dar totuși, frate, e second hand. Degeaba. Mama, asta tot aici e. Doamne, cât e de frumoasă farfuria asta. Doamne, cât e de frumoasă farfuria asta. Dar nu $50. Adică e frumoasă, dar nu $50. Asta zic că e betosi. S-ar putea să fie $40. Va trebui să o caut. Deși e foarte mult, $40. Uite, avem iară un ursuleț acolo și o rățușcă dincolo. Ia să vedem pe rățușca aia ce zice. Nu știu, nu văd. Trebuie să-i zic la cineva să-mi deschidă aici. Ok. Ăsta a fost video de astăzi. O să revenim imediat și o să vă arăt cu ce rămân. Ok. Deci până la urmă rămân cu găleata, cu lampa, cu statueta asta. Nu știu totuși dacă am să iau asta, deși e faină, $4, MBS, și e și semnată de altcineva. S-ar putea să iau cureaua asta, astea două, și pisicuțele astea nu le-am găsit, dar de obicei